Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare foarte generală, foarte colectivă. Am simțit nevoia să vă arăt cărțile, pentru că înainte să le amestec, ele s-au împărțit, după cum vedeți, în seturi de mai mici. Și cred că sunt câteva, să zic, nu avertizări, semnale despre subiectul care urmează să-l discutăm în această prezentare foarte generală. În primul rând, setul de cărți pe care îl folosesc de obicei pentru a prezenta general situația are la capătul setului de cărți moartea, elementul scorpion, energia scorpionului, într-o formă sau alta, și când vorbesc, nu mă refer mai la zodia scorpionului, mă refer la casa 8-a, a morții, a renașterii, a transformării. Sub această moarte apare un nouă de bâte, un blocaj, blocaj într-o devenire, să înțeleg, într-o devenire. Dar ce este interesant, acest blocaj are deasupra o lună nouă. Simt că undeva la o lună nouă, să sperăm că aceasta care a fost, chiar dacă există, poate pierderea cuiva, poate întreruperea unei relații, poate ceva, ceva intens, ceva greu de trecut. La o lună nouă, ultima lună nouă, să sperăm că cineva implicat în această poveste pe care o voi relata pe scurt, voi sau cealaltă persoană, și-a pus intenția de a alege, de a bloca negativitatea, de a bloca blocajele, de a bloca. Până la urmă am zis, bine, chiar dacă sună ciudat, ca un pleonasm sau ca o repetiție, blochez mental orice consider că face parte din stagnarea ta, să zic. Și alegi cu acest doi de spade, eventual, sau cineva alege victoria, o gândire, că sunt două spade. Și apare elementul spadă, gemeni, în mod special balanță vărsător. Imediat o să vedeți. Cine are marcaș puternic, și asta pentru că, deși marcaș poate să fie și pe balanță, și pe gemeni, că e în număr simetric, unul dintre voi aș spune că blochează un mental negativ, nu musai transformările, nu musai greutățile pe care suntem provocați să le trecem tocmai ca să devenim puternici. Nu, blochează o gândire negativă, aș spune, și alegem o gândire pozitivă. Pentru că ea, ca după 6 de bâte care înseamnă victoria, apar îndrăgostiții. Iar gemeni, și nouă, nu era poziție normală, nouă de monede. Dar a venit invers. Ori dorința de a lucra într-o relație, ca această relație să devină armonioasă, pentru că nouă de monede în jos merge ori către 8, ori către 10. Deci dorința, 8, dorința de a lucra relația. Și lucrând, cu siguranță depășești problemele, mai devreme sau mai târziu, sau să alegi undeva să-ți concentrezi atenția pe o victorie viitoare care poate să aducă chiar colaborări, 10 de monede. Colaborări fructuoase. Sper că sunt clară, e o preetalare. După cum vedeți, apare Regina de Spade și aici. Nu știu cât o să folosesc aceste de cărți, l-am pregătit totuși, l-am pregătit. Dar sub regina de spade din aceste de cărți apare un nouă de cupe. Ar fi visul cuiva de a comunica, de a se împăca cu o persoană la care visează, la care speră în continuare, pe care o dorește, interesant, apare și dorința, pe care o dorește. Eu știu, eu mi-am pregătit totuși seria aceasta de cărți. Dacă o fi să clarific ceva, vom vedea. Între timp, voi vedeți, apare regina de spade și, fiți atenți, regele de spade. Doi oameni care gândesc. Gândesc, da, adică totuși nu trăiesc în viață sau nu trăiesc viața într-un mod haotic, impulsiv.
Doi oameni care într-un fel sau altul dau bine unul lângă celălalt și au potențial de a manifesta în această perioadă un nou proiect, de a investi în ceva nou, într-o relație eventual între ei, da? Interesant. Asul de monede, 7 de monede cu răbdare să ajungă la cel 10 de monede despre care am vorbit mai devreme. Un succes. Poate să fie în afaceri sau eu știu în ce sens poate fi acest succes. După cum vedeți, deocamdată apare 7 de cupe. S-a împărțit setul în mai multe setulețe. Deocamdată sunt opțiuni. Fiecare are opțiunile sale, fiecare visează. Și acest as de monede simt că este visul cuiva, al unuia dintre voi. Unul visează, chiar dacă sunt elemente de aer, chiar dacă sunteți oameni logici, raționali, și semnele de aer mai visează, da? Dacă ar fi vorba să ne fixăm pe zodii, dar toți. Altfel nu avem cum să materializăm, nu? Toți din noianul de vise alegem, apropo de alegeri, să manifestăm anumite... Ia uite, iar apare elementul de aer. Scribul, semn de aer. Anumite visuri care ni se par mai potrivite pentru noi. Și după 7 de cupe și voi vedeți 2 de monede. Nu, scuzați-mă, e noapte și mă mai bâlbui uneori. 2 de cupe și 4 de băte. Ambele reprezintă stabilitate, ambele reprezintă colaborări fructuoase, inclusiv în business. Sau neapărat business, pur și simplu, prietenii frumoase, prietenii stabile, eventual o relație de dragoste care poate să ducă pentru unii dintre voi către, știu, o relație pe termen lung, stabilă, căsătorie, pentru cine își dorește căsătorie. Setul de cărți care va fi folosit la un moment dat, After Tarot, arată iar elementul aer, cavalerul de spade. Dacă acum lucrurile sunt așa în vortex, să mai folosesc și eu termen la modă, un vortex, în zona de intenție, lună nouă, de alegeri, de gânduri, de separări, de blocaje de trecut, de blocajele unor mentalități negative și accesarea unor gânduri pozitive, la un moment dat se va comunica suficient de repede ca să se manifeste acest interes. Am văzut regele de spade și regina de spade, doi oameni puternici, doi oameni asemănători. Acum aș spune că ei revin într-o anumită formă, sub forma puterii. Mă cam bălbâi, dar asta e nemica. A revenit într-o anumită formă, sub forma, în imaginea puterii, mai bine. Da? Doi oameni puternici diferiți, dar aș spune că mintea, vedeți? Da, haideți să fac asocierea asta. Mentalul și faptul că își apropie capul unul de celălalt, da? Gândurile. Schimbarea de mentalitate aduce și schimbarea de atitudine. Într-un mod neașteptat se va comunica ceva, dorința de a fi împreună, de a manifesta acest 10 de monede care iar apare, de a lăsa trecutul sumbru în urmă și de a lupta pentru un nou început. Un nou început cu potențial. Care ar fi cuvântul? Benefic, de succes? Cu potențial. Da, este dorința cuiva de o lua de la zero, de a se lupta pentru un nou început. Și această idee este iar confirmată de altă carte, New Start and Wisdom, un nou început și înțelepciune. Și este un citat spus de Aristotel, cunoscându-te pe tine însuți, este începutul înțelepciunii sau, da, înțelepciunii, all wisdom, al întregii înțelepciunii. La capătul setului de cărți, afecțiune și determinare. Adică, am văzut puterea, da? E afecțiune, dar e și determinare. Doi oameni care se simt, se înțeleg și sunt determinați să facă ceva special împreună. O relație, repet, o colaborare, ce ar putea să fie. Variază de la voi, de la un om. Ce am, domnule? Asta e, așa e noaptea, mai ales după zile foarte obositoare.
Nu vă închipuiți că stau. Nu vă închipuiți că stau, dar... De aici pică sare de la această lampă. Hai totuși să vedem. Ia uite, Marele Preot. Relații pe termen lung, contract într-un anume fel, spiritual, poate chiar și practic, chiar dacă nu justiția, e un contract și acolo. Eliberarea de trecutul. Ia uite, eliberarea de lucrurile toxice. Și într-un mod neașteptat am văzut Cavalerul de Spade, acum apare turnul. 6 și 7, numerele acestui an. Regăsirea, ia uitați, stabilității împăratului. Poate să fie și independent. Doi oameni se susțin în această stabilitate. Știți cum e? Am zis, e o prietenie. Poate să fie o prietenie. Doi oameni să se încurajeze, să fie stabil în vremuri tulburi. Pentru că au trecut amândoi prin situații complicate, toxice. Și înțeleg ce înseamnă să ai un om alături. Dar vedem. Situația. Oricum, am văzut spade multe, probabil ia uite. Marcaj puternic, ia uite mai. Însemne de aer, acum apare asul de bâte. Situația este fierbinte. Un potențial strălucitor. E primăvară, un potențial de am. Poate să fie inspirația cuiva, o idee strălucită și... Ia uite, moartea! O pasiune fatală? Sună cam ciudat. Nu, aș să spun... Ia uite, Regele de Spade era pare. Geme, balanță, vărsător și 4 de bâte. Energie masculină foarte gânditoare, meditativă. Doritoare să transforme. Să transforme o situație care... E foarte ambițios acest Rege de Spade. Să înțeleg că situația pare foarte critică. Ar putea fi greu de resuscitat, dar are această ambiție, Regele de Spade. Simte eventual că... Vedeți, e interesant. Acest As de Bâte are fundalul roșu și sabia acestui Rege de Spade. Da, are toate culorile, dar în mod special roșu și portocaliu. Pasiune, încredere, creativitate. Poate să fie și sexualitate, însă e determinat să vorbească cât de curând despre, repet, stabilitate, pasiune, colaborări benefice. Și dacă până acum lucrurile au părut că nu se mai pot rezolva, sau dacă cineva, acum că tot experimentez, eu trebuie să și spun, că poate mai sunteți și voi care experimentați doriu, pierderea cuiva, dacă sunt situații de genul ăsta, se dorește revenirea la viață. Revenirea la viață. Am început cu asul de bâte. Da, moarte și renaștere, exact asta este. Pentru că e înflorită bâta. Moarte și renaștere. Hai să vedem energia acestui personaj. L-aș pune deoparte pe Regele de Bâte. Deși 4 de bâte, că se gândește la acest concept, să zic. În continuare, o carte pentru Regele de Spade. Geme, balanță, vărsător, în special. Sau, cu 4 de bâte, poate să fie orice altă zodie, poate să mai fie cu aspecte în leu, berbec, săgetător. Autenticitate, ce superb! 17. 17, știți bine că în tarot reprezintă stea, vindecare. Vindecare, răbdare. Însă în acest set de cărți, autenticitatea. Doi, am zis, doi oameni puternici. Aduce aminte un pic de puterea pe care am văzut-o mai devreme, dar mai încolo, cei doi se vor înțelege mai bine. Deocamdată, probabil că a fost o perioadă în care
A trebuit să vă înfruntați demonii, fricile, unul posibil e autentic, altul e în devenire autentic. Sper că sunt clare. Interesant. News. Da, vești negre. Probabil că vești despre o moarte sau despre finalul a ceva. Nu știu, a ce. Vești. Vești negative, aș spune. Dar 2 și cu 3 înseamnă 5. 5 înseamnă schimbare. Și schimbarea este să... Exact ce am zis la început, să alegi să gândești pozitiv chiar dacă experimentezi o situație foarte critică sau chiar dacă vezi în jurul tău oameni care sunt triști, care trec prin crize personale sau vezi că în jurul tău se vorbește doar despre criză financiară și mondială și ce mai fi, important e să gândești pozitiv. Aici este asul de bâte, vezi? Interesant, un pic simbol falic cu asul și cu... acel tunel, da? Bine, trecem peste simbolurile falice. Le lăsăm, da? Le lăsăm. Deși tot apar, tot apar. Hai să mai iau o carte, că tot am zis că folosesc aceste de cărți. Clarificăm și asul de bâte. Exact. Fi referitor la acest rege de spade. Regele, în general, reprezintă maturitatea, 40 și ceva de ani. Acum, sunt unii oameni mai tineri care sunt foarte maturi. Eu știu despre mine că, nu știu, eu mă consider un om care și în tinerețe am fost foarte matură și serioasă. Nu știu voi cum ați fost. Poate să fie 20 ceva, 30 de ani și persoana să fi trecut prin situații foarte grele și să fi maturizat. Dar regele este energie fixă, stabilă, doritor de stabilitate. Regele de spade și 4, care ea este stabil, doritor de stabilitate. Chiar dacă știe că 17 fiind în tarot numărul stelei, este un ideal mai greu de atins, dar știe că dacă rămâne autentic, dacă își înfruntă demonii, dacă are în preajmă oameni puternici, cum a zis mai devreme, poate să-și atingă acest ideal. Poate să renască. Sau poate să susțină renașterea cuiva. Depinde, pentru că variază. Ori e vorba de renașterea acestui rege de spade, ori acest rege de spade dorește... Eu știu, renașterea cuiva, susținerea cuiva. Clarificăm asul de bâte, te rog frumos. Adică situația generală. Interesant, am zis vindecare. Ar putea să fie dorința cuiva de a vindeca o persoană, de a vindeca, de a susține procesul de vindecare al unei persoane care trece prin niște situații neplăcute. E healing, e vindecare, da? Și am zis, stea înseamnă vindecare, dar cu răbdare, cu răbdare. Ia uite, 7 de spade. Maiden. La capătul setului de cărți, aș spune autosabotajul, iar semn de aer apare. Posibil cineva vede, aș spune, hai să vorbim regele de spade, vede, înțelege, prin comparație să zic, ce înseamnă o relație sănătoasă, oameni care participă sănătos într-o relație, într-o colaborare, versus relațiile în care s-au sabotat, au crezut în niște idei, au crezut în ceva ce nu ar fi trebuit să creadă sau, în fine. Ia uite,
și dragoste. Deocamdată atracția fizică este foarte puternică. Aș spune că atracția fizică dintre cei doi, că sunt două persoane clar aici, care e cuvântul pe care îl caut la miezul nopții ca să nu mai mă bălbei ca data trecută cu hățurile și cu friele? Umbrește. În sensul că ascunde, nu o să ai că sufocă, umbrește dragostea. Există și multă dragoste, dar pasiunea este, vezi că și aici este o bătă înflorită, pasiunea asta este și atracția este foarte mare. Iar văd 8, apropo de putere, de transformare, de ieșirea din karmă. Pișeima de mână, inimini Mihail, Mesmoni, Gabriel, umilit nai, Uriel, me ahorai, Rafael, vedeți? Floarea vrea să se miște, să spună ceva, se schimbă energia. Bishem Adonai, Mimini Mihai, Mimis Moli, Gabriel, Milik Nai, Uriel, Ime Ahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinat El. Extraordinar! Iar apare asul de spade, zic, chiar apare în sensul că am tot văzut spade, spade. Dorința de a cuvânta, de a rosti, de a începe ceva într-un mâine așteptat turnul. Această cuvântare a bănuiesc regelui de spade va fi neașteptată, dar va aduce lumină, va aduce un anume tip de bucurie, va aduce vindecare, apropo de vindecare, și uite exact băta. Și va reaprinde o pasiune. Oricare părea că a murit, ori va aprinde pasiune în viața persoanei care... Am zis că ar putea să fie o persoană care trece prin niște probleme, prin niște tragedii, drame. Hai să mai amestecăm. Mai! 7 de bâte îl văd acum foarte determinat să se lupte, deși uneori e defensiv, dar 7 de bâte determinat să se lupte, să păstreze un teritoriu, să păstreze eventual o pasiune care, dacă nu este protejată, riscă să dispară. O dată, de două ori. Eu vreau să fac mai scurt etalarea, dar la... Ia uite, iar 7 de spade. Eventual cineva ascunde. Da, ascunde. Aici e sabotajul. Ascunde dorința de a fi fericit. Fericită, exact 4 de spade. De a fi fericit cu cineva. Ascunde fericirea pe care o simte. Știți ce aud acum? Poker face. Poker face. Ai impresia că este neutru, că este sobru, regele de spade, dar dincolo, cum am văzut și la început, sunt cărți care arată sensibilitate, emoții profunde, dorința de a fi stabil, de a se exprima pasional. Și aici, sub 7 de spade, apare Fecioara, nu ca zodie, the maiden. Și are numărul 2, numărul Marii Preotese, iar dorința, aș spune, ascunde dorința. Ah. De a începe o nouă cale, că tot am văzut așii. Dar cineva e legat de un job foarte nesuferit, de treburi zilnice. Aici este autosabotajul cuiva, din care trebuie să iasă.
Și să investească, am văzut, trei de monede aici, să investească în pasiune, asul de bâte, asul de bâte. Mai sper că sunt clară, da? Și dacă mai mă pâlpâi, asta este, se mai întâmplă și la nivel de președinții. Valetul de bâte, pasiune zisei, doi de monede, roata norocului. Câte să pun? Hai să vedem. Regele de bâte. Și 8 de bâte. Ia ca așa 5. Văd multe bâte. Cred că reprezintă parte din aceste bâte dorința acestui personaj. Repet, de a resuscita o situație sau de a renaște dintr-o situație foarte... Nu știu dacă o resuscită sau pur și simplu începe ceva nou, variază de la om la om, însă. Valetul reprezintă comunicare, 8 de bâte reprezintă iar comunicare. Eventual se începe cu un mesaj care un pic dezechilibrează emoțional, în care se va discuta eventual de, interesant, iar apare 8, de o perioadă în care cel care va comunica pasiunea, cel care va iniția, să zic, acest nou, acest prim pas, va comunica despre... Simt că e o perioadă din trecut. Va comunica... N-am putut să vorbesc până acum pentru că am fost un pic, m-am emoționat, n-am știut ce să fac, n-am știut ce să aleg. Doi de monede, mai aveam alte, eu să zic, responsabilități, alte chestiuni în viață și nu știam ce să aleg. Cred că aceasta ar fi mărturisirea. Pe lângă pasiunea, dorința de a iniția ceva. Apoi, schimbarea energiei. Nu mai vreau să fiu așa, vreau să fiu rege, da? Rege de spade, rege de bâte, orice vârstă aș avea, apropo de persoană tânără care vrea să fie în preajma unei persoane mature. Vedeți acolo, sunt două energii. Una este conștientă de ceea ce este, cealaltă încă e bestia. Încă își lucrează natura instinctuală, lupul. În cealaltă carte era leul. Vreau să fiu, poate regele de bâte este cealaltă persoană, vreau să fiu în preajma ta, pentru că vreau să devin și eu rege sau regină, în fine, chestiuni de genul ăsta. Simt multă pasiune, dar nu este doar așa o pasiune, poate că am crezut că este ceva trecător, dar în... interesant, roata norocului, e vorba de timp. În timp, cât timp n-am știut ce să fac cu această atracție, în timp pasiunea a crescut, s-a stabilizat, interesant. Și vreau să mergem mai departe cu 8 de bâte. Da, acum știți voi ce înseamnă departe, uneori poate să fie... Că e casa 8 a scorpionului, moarte, renaștere, dar mai e și sex pe la scorpion prin casa 8. În fine, iar interesant, iar apare moarte, boală, blocaj, regina de cupe. Interesant. Pești, drag, scorpion, două suflete pereche. Am zis unul, posibil, exact, unul are marcaj puternic în scorpion. Sau în casa 8-a experimentează, iar 8, casa 8-a, da? Experimentează niște pierderi, niște drame mari, mari. Și celălalt îl simte. Există empatie, 2 de cupe. Am văzut mai devreme, aici apare 4 de bâte. Dorința de a crea stabilitate. Dorința de a o lua de la zero, de a vă împăca sau de a vă... Dar e și un pic de stres. Persoana care vrea să iei gemeni, iar apare gemeni. Balanță, vărsător, în fine. Da, dorința de a crește împreună, de a avea parte de dragoste, abundență, momente frumoase, zic și eu la modul cel mai simplu, deși e împărăteasa, nu e orice carte. E împărăteasa. Dar...
Eu sper că am fost clară. Eu simt că este ori un personaj care empatizează cu celălalt, care trece prin drame. Și vrea să fie alături. Acum că e vorba de prietenie și prietenia asta se va transforma în altceva, variază. Dar există potențial să o luați de la zero, să vă readuceți aminte de ce ați simțit undeva cândva. Undeva cândva, poate și în altă viață. Și să depășiți, că șase ține de vindecare, să depășiți, să vindecați stresul. Pentru că cei doi, chiar cei doi se... Există un anume tip de dragoste. Încerc să exprim așa cât mai reținut. Nu vreau nici să înfloresc. Încerc și eu să fiu un rege de spade, o regină de spade, dar să fiu mai neutră. Dar asta nu înseamnă că nu atrag atenția asupra elementelor pozitive. Hai să vedem totuși ce ar fi după. Ia uite, tot aici s-a oprit la valetul de bătăi. Da, dorința este că odată exprimată această, eu știu, viziune, cu răbdare, să puteți să lucrați, iar, doi de bâte, să lucrați împreună, cu încredere, cu dreptate, în echilibru, se poate manifesta justiție, dar hai să mai amestec. Justiție, vreau să zic o relație corectă, armonioasă. Ia uite, steaua, vindecare. Bishame, Adonai, Mimini, Mihail, Umis Moli, Gavir, Miliknai, Uriel, Ime Aholai, Rafael, Vaal, Roșii, Shehina, El. Trei de cupe, bucurie. Regele de monede și preîmpărăteasa. Iar un cuplu puternic, aș spune. Doi oameni care se reunesc după o perioadă de prietenie eventual. Poate colaborează sau poate se căsătoresc. Acum zic și eu, poate, că poate nu toată lumea vreți căsătorie. Nu ca să fii frufru, nu, pur și simplu. Unii dintre cei care ascultă înțelege, vreau să spun eu. Odată, de două ori, de trei ori. Extraordinar. Deci acest personaj a refuzat dragostea. A refuzat să... Care-i cuvântul? Să aibă încredere în ceea ce simte, inclusiv emoțional, inclusiv sexual. Din acest motiv a fost un pic o perioadă dezechilibrată, dar acum vrea să comunice, iar apare semnul gemenilor. Avem și pământ, avem și apă, avem și foc, avem toate semnele oricum. Vrea să comunice. Că ce? Că vrea colaborare, exact. Vrea să târme sau să renunțe la cele, la așteptări. Așteptările care s-au pus între voi la... Prietenii de vibrație joasă, lucrurile care i-au ținut dezechilibrați, vor să renunțe, da? Și să construiască ceva special cu regina de bâte, regele și regina de bâte, vedeți? Și am văzut regele și regina de spade. Ce vreau să spun? Dacă nu s-a înțeles, eu știu până acum. Cineva se bate acum? Pentru teritoriu. Vreau să spun că dacă inițial cei doi se înțeleg mental-verbal, descoperă în timp, sau ați descoperit eventual în timp, că există și o oarecare empatie, simpatie, comunicare de la suflet la suflet,
Și probabil că în timp se dorește exprimarea acestor lucruri și din punct de vedere și sexual. Hai să vedem. Ia. Să vedem. Ei, noaptea sunt și eu așa mai. 8 de spade și am mai văzut 8 de spade. Justiția. Temperanța. Frumos. Moartea, interesant. Și Marea Preoteasă. Capătul setului de cărți, iar 8 de bâte. Exact ce am spus mai devreme. Vedeți? Cineva vrea să elibereze o altă persoană care este într-o situație foarte dureroase, blocată într-o dramă, în ceva. Acum apare 8 de spade, mai devreme erau 9 și 10, dacă mi-aduc aminte, sau tot, nu, 8 și 10 au fost. Exact această comunicare, această inițiativă de a elibera pe cineva prin cuvântare, prin comunicare, de a aduce echilibru. Dacă până acum nu a comunicat pentru că n-a știut ce să aleagă, pentru că s-a simțit foarte emoționat, acum sau în curând, eu zic că de acum, că se schimbă energia, acest personaj începe să se echilibreze. Întâlnirea, comunicarea va echilibra multe lucruri. Justiția, temperanța, ambele vorbesc despre echilibru, despre vindecare, iar temperanța, vindecare. Și steaua vorbește despre vindecare. Și iar apare moartea. Dar ce e drăguț că este After Tarot. În acest set de cărți, moartea are soarele sus. Ar fi învingerea, resuscitarea, exact ce ziceai mai devreme. Renașterea. Revitalizarea cuiva. Chiar dacă asta înseamnă printr-un anume tip de pasiune. Acum, Marea Preoteasă, posibil că dacă se va merge mai departe, înțelegeți voi aluzia, vor fi întâlniri mai în umbră, exact cum am mai spus la un moment dat. În sensul, mai în secret. Mai în secret, dar vreau să clarific totuși. Da, exact ce am văzut mai devreme, vedeți, am amestecat cărțile. Comunicarea aceasta și ce se va mai întâmpla între voi, vă va ajuta să lăsați apele tulburi în urmă, mai ales persoana care trece prin drame, prin blocaje și să manifestați un nou început. Da, să vă luptați. Unul cred că trebuie totuși să se lupte pentru acest început mai mult. Asul de spade și soare. Ia uite, magicianul, ia uite cărți puternice, puternice și asul de bâte. Potențial mare în viitor. Dar, am zis, cine nu a acționat, trebuie să acționeze acum. Cât mai e timp, să zic, cât se mai poate. Clarificăm totuși Marea Preoteasă. Mai judecata, renașterea. Regina de cupe pe care am văzut-o mai devreme, cred că e vorba de acest personaj, judecata, renașterea, steaua. Ia uite, după o perioadă grea, nu știu cât financiar, dar poate chiar o perioadă grea. E suficient. Dar iar apare acest cuplu. Doi oameni care pot să facă multe lucruri frumoase împreună și trebuie doar să își dea timp.
ca cel care trece prin, cel cea care trece prin probleme să le depășească și eventual să fie susținut de celălalt sau susținută. Vedem o carte totuși pe mare preotoasă. Mai sunt clară, 40 de minute. Sper că n-ați adormit sau măcar ascultați la cafeluța de dimineață și nu știu dacă aveți timp. Clarifică marea preoteasă. Asta e. Spre mă, marea preoteasă. Comunicare. Bănuiesc că nu o să vorbiți despre astrologie. Ar fi drăguț. Sau despre tarot. Dar cine știe că marea preoteasă face și tarot și astrologie. Poate veți comunica și despre aceste lucruri. Iup. 10 de bâte. Nici nu mai știu cum a venit. Mai ce este? Eliberarea de multele responsabilități și manifestarea acestui as de bâte. La capătul setului de cărți, probabil că cineva are în secret multe responsabilități și va comunica despre ele. Aveți multe subiecte despre care veți vorbi. Poate veți vorbi despre tarot, astrologie, dacă știți, sau despre conștiință, despre religie, despre situațiile negative și pozitive prin care ați trecut. Sunt multe lucruri de împărtășit. Repet, mai ales că a apărut moartea de două ori, unul dintre voi trece prin mari probleme. Dar această întâlnire de destin aduce vindecare. Aș spune că este pregătită chiar de îngerii voștri protectori, într-o formă sau alta. Arhanghelul Mihail, Gabriel. Interesant, iar apare preîmpărăteasa și regele de monede și trei de cupe. Da, veți avea momente frumoase împreună și vă veți susține. Eu așa văd lucrurile, vă veți susține. Acum, care vrea să rămână totuși independent, poate să rămână independent, dar asta nu înseamnă că nu vă puteți susține, chiar dacă cineva vrea să-și păstreze independența. Independența nu înseamnă libertinaj, aș vrea să se facă diferența, da? Da. Ia asta văd. Te îndrăgostiți, iar apare dorința cuiva de a se reîntoarce. Dorința cuiva de a se reîntoarce. Totuși, pe marea preoteasă mai dăm ceva. Regele de cupe. Și am văzut regina de cupe. Cred că are legătură totuși cu personajul. Regele, regina de cupe. Cu personajul pe care l-am văzut mai devreme aici. Oare o fi clară? Hai să vedem. Mesaje. Ce-ar mai vrea acest vale de bâte să spună? Că o fi rege de spade, că o fi rege de bâte, că e valet. Wow. Hibiscus, asta înseamnă vindecare, hibiscus, iată, frumusețe și fericire. Că sunteți frumoase, că aduceți fericirea, că poate sunteți frumoși împreună, că sunt două flori și puteți să fiți fericiți împreună, măcar un timp, nu zice nimeni că e forever, dar hibiscus, știți bine care calități vindecătoare. Apropo, oferiți revitalizează, măi, hibiscusul. Ah, și primule, acum în perioada asta se va întâmpla. O dragoste tânără, interesant. Unul dintre voi posibil să fie mai tânăr, dar asta nu înseamnă că nu este profund, asta nu înseamnă că nu-și dorește stabilitate. Ce spune? Dacă aș avea o singură floare pentru fiecare... Ha, ce frumos! Pentru fiecare gând pe care l-am avut față de tine, m-aș plimba printr-o grădină. Ce frumos! Și asta ce era? Eternal memorism, măi, nu mă uita. E o chestiune de doriu aici, clar. Nu mă uita, eternal memories. Dar a venit invers, cu alte cuvinte. Ieșirea cuiva din doriu, din
Din tristețe, poate nu-i doliu, poate este o mare dezamăgire, o mare depresie, ieșirea. Faptul că a venit invers, ar fi de bine. Cam atât. Sper că v-a plăcut, sper că ați primit mesajele pe care le căutați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!